Anul acesta, zilele orașului Cașvana s-au desfășurat în centrul localității în perioada 13-14 iulie. Cea de-a 8-a ediție a festivalului Din Stejar, Stejar Răsare a debutat cu o impresionantă paradă a portului popular. Domnul director adjunct, domnul profesor Iulian Ciotu, și îi mulțumim foarte mult și domnului director Marius Puțu. Cele două zile de sărbătoare, pe scenă, au evoluat ansamblurile folclorice Mlădițe de Stejar, Stejărelul și Stejarul din Cașvana, ansamblul folcloric Luca Arbure, formația de jocuri populare Trilișești din Iaslovăț, ansamblul folcloric Codrișor din Dornești, ansamblul folcloric Gelu Constantinescu din Soloneț, fanfara din Todirești, ansamblul folcloric Izvorașul Liteni, ansamblul folcloric Solonceanca din Solonețul Nou, ansamblul folcloric Plai Bucovinean din Dorna Candreni, ansamblu folcloric Flori Vicovene din Vicovu de Sus, ansamblu folcloric Cozacioc din Bălcăuți și fanfara din Reșo, Polonia. Cea de-a 8-a ediție a festivalului folcloric din Stejar, Stejar Răsare la Cașvana. Deci un festival care a început să fie din ce în ce mai frumos, mai plăcut, să avem oaspeți deosebiți, să avem formații, să avem ansambluri, să avem orchestre care să ne facă zilele mai frumoase și mai plăcute. Invitații speciali a ediției din acest an au fost Grigore German, Alexandru Brădățan și Andreea Haisan. Între participanți s-au mai numărat prefectul județului Suceava, Mirela Elena Domnicăi și foarte mulți primari din zonă. La final a avut loc un recital incendiar susținut de Raluca. Cășvănelor le transmit multă sănătate, să le dea Dumnezeu să se bucure de tot ceea ce au și ceea ce au realizat, pentru că cășvănenii noștri, vreau să fiu modest, dar vreau să spun că suntem o localitate renumită cu oameni harnici. Și pe lângă hărnicie trebuie să avem și suflet bun, să avem și frumosul pe care să-l iubim, să-l promovăm și să-l scoatem la suprafață. Zilele orașului Cașvana au fost organizate de Primăria și Consiliul Local Cașvana.